Bun găsit, dragii mei, să aveți o săptămână magică, presărată cu multe steluțe magice și sclipitoare și fabuloase, să vă aliniați cu toate steluțele voastre și să aveți pace în suflet. Îmi doresc să luați decizii bune în această săptămână, care să vă conducă către împlinirea sufletească. Haideți să vedem care este mesajul pentru noi. Asta l-am extras mai devreme. Ei, a treia e cu noroc. Știu că ați mai spus că dacă iese o carte pe aceea să o citesc, dar când le citesc și le tot repet, simt și eu nevoia de nou. Discerne adevărul, nu face presupuneri inutile. Problema cu presupunerile este că noi credem că sunt adevărate. Facem o astfel de presupunere, ajungem la o înțelegere greșită, o luăm la modul personal, iar apoi reacționăm transmițând mai departe o travă noastră emoțională prin cuvintele pe care le rostim. Creăm astfel o mare dramă pentru nimic. Mare atenție cu toate cuvintele voastre. Cuvintele voastre sunt o baghetă magică, o baghetă cu care voi vă creați viitorul. Mulți dintre voi poate credeți asta, poate nu credeți, nici nu trebuie să credeți, important e că așa este. Nu înseamnă că dacă nu credem în ceva, nu există acel lucru. Pentru că sunt foarte mulți care nu cred în multe, dar asta nu înseamnă că acele lucruri nu există. Ce pot eu să vă spun este că da, ceea ce rostim, ceea ce gândim, devine la un moment dat realitatea noastră. Sunteți responsabili pentru realitatea voastră, așa că încercați să fiți niște creatori cât mai buni. Ceea ce experimentați în acest moment în viața voastră sunt cuvintele pe care le-ați rostit acum, în această viață sau poate în altele, și bineînțeles și karma sau lecții pe care sufletul vostru a ales să le aibă. Cumva, experiențele pe care le avem sunt suma karmei, legii atracției, cumva, pentru că atragem cam tot în viața noastră, și bineînțeles lecții pe care sufletul le alege. Da, sufletul spune, gata, vreau să merg pe pământ să experimentez nu știu ce durere sau nu știu ce bucurie sau nu știu ce eveniment. Important e să fim în acceptare cu toate alegerile pe care sufletul nostru le face, să fim în acceptare și cu greșelile pe care noi le facem prin cuvintele noastre sau prin karma pe care la fel o facem, adică acțiunile noastre, da, să fim responsabili pentru acțiunile și gândurile noastre care se transformă cumva în karmă, și să încercăm să îmbunătățim tot timpul. Pentru că este luni, prima zi a săptămânii, ne vedem la ora 12 la știrile Canal D. Acolo la știri mai discutăm una alta, o mică rubrică în care apar și eu, adică eu cu horoscopul săptămânii, vă mai spun și eu câte ceva. Cei care m-ați văzut, mă urmăriți, vă mulțumesc tare mult dacă mă urmăriți și acolo, apreciez, nu uitați aici să apăsați butonul subscribe, apreciez tare mult pe cei care apasă acel buton, clopoțelul, care se abonează, care apasă chiar și like sau dislike sau ce vreți voi să apăsați pe acolo, nu contează, care comentați și care îmi transmiteți și îmi transmiteți gând voastre bune, vă trimit și eu la fel înzecit, înmiit, cu profundă recunoștință. Vă mulțumesc că sunteți aici și haideți să vedem cum se aliniază astăzi steluțele noastre. Și dacă doriți astrograme personalizate, vă aștept cu mare drag la cabinet sau să ne cunoaștem printr-un apel telefonic sau un apel video, depinde. Dacă doriți să aprofundați un pic astrograma voastră personală sau să vă cunoașteți mai bine, să vă aflați misiunea, să aflați care sunt lucrurile pe care ați venit să le învățați aici pe pământ. Astăzi berbecii au parte de ceva acțiune, da, acțiune este cuvântul zilei, începe săptămâna cu putere, cu forță, cu gânduri proaspete, o energie proaspătă, aveți ceva discuții cu o femeie în familie, dar în cele din urmă se rezolvă, stați și prin trafic, vă gândiți și la o călătorie sau la ceva drumuri pe care urmează să le faceți în interes personal. Taur. Vă doriți o mică schimbare, încă nu știți exact care și cum va fi, dar încercați voi așa să faceți un plan, o strategie. Nu este încă momentul permis, potrivit, să acționați, dar voi puteți să strângeți acolo resursele necesare pentru a face lucrul ăsta mai târziu.
Vă vin ceva idei pe care le împărtășiți cu persoana iubită, aceasta este de acord și să știți că vă veți motiva între voi. Asta este cuplul, să se motiveze, să se ajute, să se sprijine foarte bine, țineți-o tot așa. Gemeni. Și voi aveți nevoie de o motivație în plus și de ajutor, de sprijin. Acesta nu că întârzie să apară, vine, dar nu vine în forma pe care voi o așteptați. Aveți și niște așteptări nerealiste. Nu uitați că dacă doriți să faceți ceva bine, trebuie să faceți voi. Sau să fie ceva făcut bine și să vă mulțumească să faceți voi acel lucru. Pentru că tot timpul, dacă altcineva face pentru noi, e posibil să nu ne convină acolo un piculeț, un 1% să fie ceva care e bine, dar încercați să învățați astăzi recunoștința și dacă doriți ca lucrurile să fie făcute perfect, să le faceți voi pentru voi. Rac, plin de emoții, mai ales emoții în legătură cu o femeie, o femeie care poate să fie mamă, fiică, soră, de la muncă, nu contează, dar într-adevăr sunt emoții legate de o femeie care fie are o problemă, fie vine cu o veste proastă, fie vine și vă încarcă din punct de vedere emoțional negativ, adică veți acumula ceva energie negativă de la această persoană. Mai bine beți un ceai de salvie împreună, vă curățați un pic, aprindeți o lumânare, puțină tămâie, un palosanto, ceva salvie, spuneți o rugăciune și căutați soluții, nu vă mai gândiți la probleme pentru că nu o să vă ajute la nimic. Problema o cunoașteți, soluțiile nu le cunoașteți. Leu. Astăzi leii au nevoie de puțin timp pentru introspecție. Introspecție deoarece sunt niște oportunități și voi nu știți exact cum să faceți să fie bine pentru toată lumea. Ca să fie bine pentru toată lumea, trebuie să fie bine pentru voi, ca să fiți ok și pentru ceilalți. Da, dați dovadă de generozitate, dați dovadă de altruism, dați dovadă chiar și de înțelepciune, pentru că aveți răbdare și nu vă grăbiți. Sunt persoane care sunt perseverente și care tot vin și vă propun diverse lucruri. Graba strigă treaba. Chiar dacă acestea sunt perseverente și ar putea să vă convingă, așteptați momentul potrivit. Fecioară. Astăzi fecioarele muncesc cu spor, mai ales că își vor schimba viziunea, sunt deschise către nou ca niciodată sau odată a fost ca niciodată. Ei, nu mai contează, sunteți deschise să adoptați o strategie pe care colegii sau superiorii voștri au propus-o, nu ați fost la început de acord cu ea, dar iată că v-a schimbat opinia. Astăzi vă doriți să aveți o experiență nouă, căutați-o, poate fi un curs pe care îl începeți, un program online, o experiență de orice tip, mergeți la un restaurant sau mergeți să faceți o astrogramă sau la o terapie sau la o oră de alergat în parc, nu știu, experimentați ceva ce n-ați mai făcut de mult sau poate niciodată. Balanță. Balanța are nevoie să-și înțeleagă anumite emoții, anumite sentimente, anumite lucruri cu care s-a confruntat în ultima perioadă. Astăzi, deși aveți multe de făcut, voi sunteți așa gânditoare și în lumea voastră. Să știți că problemele o să se tot adune. Ocupați-vă de ce aveți de făcut și plângeți diseară sau mai târziu. Este greu, înțeleg. Sunt momente în care nu avem poate chiar să facem nimic, dar trebuie să vă montați, să vă repoziționați și să faceți acele lucruri pe care vi le-ați asumat. Să vă duceți responsabilitățile până la final, că suferința poate să mai aștepte. Și bucurați-vă de viață, găsiți un motiv pentru recunoștință, cu siguranță este. Scorpion. Astăzi scorpionii își pot îmbunătăți relația cu semenii, cu toți semenii, cu toate persoanele din jurul vostru, puteți să îmbunătățiți comunicarea și absolut totul, pentru că treceți prin mai multe filtre și înțelegeți și pe ceilalți, înțelegeți temerile lor, fricile lor, îngrijorările lor. Aveți și voi îngrijorare referitoare la bănci, plăți, tranzacții, anumite plăți care nu au fost făcute la timp, niște bani pe care nu i-ați primit. Poate că e timpul să puneți mâna pe telefon și să întrebați ce s-a întâmplat. Săgetător. Astăzi săgetătorii primesc niște e-mail-uri sau poate niște scrisori sau poate niște hârtii care nu prea vă vor bucura. Este bine să vă organizați în timp cu anumite lucruri pentru că altfel se vor strânge. Încercați astăzi să vă faceți un plan pentru toată săptămâna, să rezolvați cu aceste informații și vești pe care le primiți. Poate că nu ar strica să lucrați de acasă o parte din zi sau să rezolvați și acele lucruri legate de casă pe care le-ați tot amânat. Capricorn. Drăguții capricornii au o zi cu multe
încurcături. Dacă le luați pe toate pas cu pas și nu vă aglomerați, le veți face bine pe toate. Dar dacă puneți în căruță mai mult decât poate să ducă căruța, nu prea este ok, pentru că nu o să puteți să faceți nimic. Mai bine câte puțin, dar sigur, decât mult și să facem praf. Astăzi sunt și niște situații legate de viața amoroasă, în sensul în care ies niște lucruri la suprafață. Și probabil că o să vă schimbați un pic părerea despre anumite lucruri din cuplul vostru pe care le-ați crezut într-un fel, dar acum le observați ca fiind diferite. Stați liniștiți, tot timpul se întâmplă lucrurile astea. Schimbarea este constantă. Schimbarea este un lucru de care suntem siguri. Și tot timpul suntem în schimbare. Așa că Nu, să nu fiți prea surprinși că lucrurile s-au schimbat. Vărsător. Nativii vărsător sunt astăzi deschiși și propunerilor pe care familia le are. Aceștia, membrii familiei, vin cu ceva idei, cu ceva soluții, cu ceva situații în față. Sunteți deschiși și chiar aveți niște discuții interesante. Sunt și ceva momente în care nu prea băgați în seamă anumiți factori, dar ar fi bine să-i luați în seamă pentru că veți fi surprinși. Faceți ceva achiziții, cumpărături, chiar începeți cu mari cheltuieli încă din prima zi a săptămânii, dar ele sunt folositoare pentru că aveți nevoie să faceți aceste cumpărături. În cele din urmă vă veți scoate banii, poate chiar dublu, triplu, vă veți scoate banii. Va fi bine cele din urmă, să nu dați cu inima îndoită. Pești. Nativii pești au ceva răsturnări de situație în viața de cuplu. Acolo simțiți voi că ceva este neregulă. Pe de o parte e bine, dar pe de altă parte parcă ceva vă apasă. Poate că ar trebui să vă dați un pic de timp în care să vă gândiți, ok, unde mă aflu, unde vreau să ajung, ce cred eu că e neregulă, ce pot să îmbunătățesc, ce ține de mine să îmbunătățesc. Aveți destul de multă furie acumulată, dar puțină mișcare astăzi nu ar strica pentru a elibera toată furia asta. Poate chiar să scrieți un pic despre emoțiile voastre și dați-vă voie să vă bucurați alături de familie, pentru că sunt și ceva vești bune legate de acestea, de aceasta. Dragii mei, să aveți o zi magică și toate să se alinieze așa cum voi vă doriți.